O fecioară rugându-se Maicii Domnului a văzut pe Hristos în rai, slujind Sfânta Liturghie. Într-un oraș din Franța era o fecioară cucernică și de foarte bun neam, bolnavă și slăbănoagă, dar foarte îmbunătățită cu viața, dar mai ales cu înfrânare, cu răbdare și cu smerenie. Nu se afla alta asemenea ei, că nu mânca altceva decât numai puține stafide cu apă. Și niciodată nu se plângea de boala ei, ci mai mult încă se bucura și slăvea pe Domnul care o pedepsea și o muncea aici vremelnic, ca să oferească dincolo veșnic. Numai că atât se amăra și se mâhnea, că nu putea să se ducă sărbătoare la biserica Domnului să asculte sfânta slujbă. De asta plângea ea de multe ori, pentru că știa de ce mare folos sufletesc se lipsește. Însă, dacă cu trupul nu se putea duce, cu sufletul, adică cu mintea sa, niciodată n-a lipsit din biserică, ascultând cântarea de psalmi și dumnezeieștile laude, precum din minunea cea scrisă mai jos se va vedea. Pentru că unii, rugându-se în biserică cu limba, păcătuiesc cu mintea și astfel își întinează cugetul inimii lor. Iar acea pururea pomenită fecioară, neputând ca să fie cu trupul în biserică, era cu mintea, cu sufletul și cu toată inima ei și auzind laudele îngerilor se veselea. Într-o zi, fiind praznicul întâmpinării Domnului, în orașul acela se obișnuia a ieși cu sfintele icoane prin târg tot poporul, bărbați, femei și copii spre slava și mărirea preasfintei. Atunci acea fericită bolnavă avea supărare nemângâiată că s-au dus toți la procesiune, iar ea zăcea și zicea acestea într-o sine: toți creștinii se duc la bucuria Maicii lui Dumnezeu. Numai eu, ca o netrebnică și păcătoasă, nu am parte de mulțumirea aceasta duhovnicească. Acestea și altele zicând, din dorirea inimii ei, s-a aflat într-o astfel de uimire că, luând îngerul, sufletul ei l-a dus prin rai, unde a văzut o litanie minunată a tuturor puterilor cerești și a fericitelor suflete ale prorocilor, apostolilor, mucenicilor, ierarhilor, cuvioșilor și ale celorlalți sfinți, care mergeau doi câte doi, strălucind ca soarele și ținând făclii în mâinile lor. Și i-a dat și ei îngerul o făclie aprinsă și mergea cu celelalte fecioare. Atunci văzu pe Mântuitorul și Împăratul nostru Hristos, ca un arhiereu desăvârșit, îmbrăcat în veșminte prealuminate, strălucind mai mult ca soarele, cu coroană împărătească și arhierească prea strălucită și de mult preț. Iar de dreapta lui stătea împărăteasa, Maica lui cea prea slăvită și întru tot cinstită, în haină de aur îmbrăcată, împodobită. Și așa străluceau aceste două fețe împărătești, că se lumina toată oastea aceea fericită, care într-un glas cânta troparele și antifoanele cele potrivite praznicului, cu un prea dulce vers, neasemănat și negrăit de frumos. Ajungând la o mare și prea frumoasă biserică, au intrat înăuntru toate cetele, cântând o cântare prea dulce, cu atâta măiestrie alcătuită, încât este cu neputință să o spună vreo limbă omenească. Iar după sfârșitul cântării, intrând stăpânul în sfântul altar, a început cu mare glas dumnezeiasca liturghie zicând: binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și celelalte. Iar din afară cântau îngerii, antifoanele, iar marele Pavel a citit apostolul zicând: în vremea aceea au suit părinții pe Iisus pruncul. Apoi, după sfârșitul liturghiei, șezând Iisus pe scaunul slavei sale, au venit toți după rânduială câte doi. Și făcându-i lui metanie până la pământ, sărutau preacuratele sale picioare, dându-i făcliile pe care le țineau în mâini. Iar acea evlavioasă fecioară, văzând această vedenie și cunoscând că trebuia să se întoarcă iar pe pământul oamenilor, nu i-a dat stăpânului făclia, ci din evlavie a oprit-o pentru aducerea aminte acestei priveliști strălucite.
După ce i-a făcut metanie ca și ceilalți, se grăbea ca să se ducă, însă îngerul nu a lăsat-o, ci a zis: „Dă făclia stăpânului, după cum au făcut și ceilalți.” Iar ea a zis: „Nu o dau, căci vreau să o am pentru Evlavie.” Atunci, voind îngerul să o ia cu sila din mâinile ei, ea nu vroia să o dea, ci ținându-o cu dânsa, așa de tare o strângea, încât s-a rupt în două și fiecare a luat câte o bucată. Și în cearta aceea, luând sfârșit vedenia cea într-o tot strălucită și înfricoșată, i s-a întors sufletul în trup. Și văzând fecioara în dreapta ei jumătatea de făclie, s-a umplut de mare bucurie, mai ales când a văzut minunile preaslăvite ce se săvârșau de Domnul cu făclia. Că orbii vedeau, ologii umblau și toate felurile de boli se vindecau. Iar când istorisea fecioara cuiva vedenia cea minunată, o spunea cu atâta dulceață și bucurie sufletească, încât ți-arăta înger și nu om. Trăind puțini ani după aceea, ca o ființă fără trup, nematerială petrecând, s-a dus ca să dobândească cu adevărat dulceața cea netălcuită, frumusețea cea negrăită și veșnica veselie, de care să ne învrednicim și noi prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Amin.